Moldovenii vor plăti mai mult pentru gazele naturale, a anunțat aseară premierul Natalia Gavrilița. Șeful guvernului nu a precizat însă care anume va fi tariful, dar a spus că acesta va depăși suma de 6 lei și 20 de bani, față de 4 lei și 29 de bani, cât achităm acum. Decizia finală o va lua ANRE după ce va primi calcule exacte de la Moldova Gaz, conducerea căreia spunea anterior că cifra din facturi va putea ajunge la pragul de 10 lei. Tariful la gazele naturale va fi mai mare de 6 lei și 20 de bani, însă o decizie finală în acest sens va lua ANRE după ce Moldova Gaz va prezenta calculele făcute în baza noului preț de achiziție și va cere ajustarea tarifelor. Prim-ministrul a mai declarat că acesta ar putea fi cel mai mare tarif plătit până acum de cetățeni. Totodată, Gavrilița a punctat că guvernul va veni cu un sprijin mixt pentru cetățeni în funcție de venituri și consum. Noi avem un preț bun, dar oricum îl depășește pe cel plătit până acum. Ne putem aștepta la un tarif de peste 6 lei și 20 de bani, care a fost cel mai mare în perioada 2012-2014. Dacă va ajunge sau nu la 10 lei, rămâne să aflăm după calculele Moldova Gaz și ANRE. Vom veni cu ajutor în funcție de volumul de gaze naturale consumate, a spus Gavrilița. De cealaltă parte, contactat de TV6, directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, a refuzat să ne spună cât ar putea să ne coste un metru cub de gaze naturale, deși anterior declara la o emisiune televizată că acest tarif ar putea să ajungă la pragul de 10 lei. În moment efectuăm calculele și le vom prezenta la agenție cum vom proceduri. Acum, la moment, nu pot să vă spun care va fi cifra finală, tariful mediu pentru consumatori. Republica Moldova achită Gazpromului pentru luna noiembrie suma de aproximativ 450 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze naturale. Tariful pentru consumatorii casnici este de 4 lei și 29 de bani. Recent, expertul economic Veaceslav Ionița a declarat că țara noastră va achita anul acesta un preț mediu pentru gazele naturale la nivel de 350 de dolari americani pentru 1000 de metri cubi. Potrivit lui, acest preț mediu anual este de 2,3 ori mai mare decât anul trecut. Săptămâna trecută, contractul de furnizare a gazelor dintre Gazprom și Moldova Gaz a fost prelungit pentru 5 ani, iar livrările au început din data de 1 noiembrie.